Bună, dragi copii! Eu sunt Adriana Silvica Lefte și astăzi vom căuta împreună răspunsul la întrebarea: de ce există zi și noapte? Știți deja că Pământul și Soarele sunt două corpuri cerești care fac parte din sistemul solar. Soarele este o stea care este sursa de lumină și energie pentru Pământ. Zilele se formează datorită poziției Pământului față de Soare și datorită mișcărilor acestor corpuri. Ne reamintim că planeta noastră are o formă de sferă, puțin turtită, care se rotește în jurul său și în jurul Soarelui. Pământul se învârte în jurul unei axe de rotație pe care putem să ne-o imaginăm ca pe o linie care trece prin centrul Pământului, de la polul nord la polul sud, puțin înclinată. Această mișcare se numește mișcarea de rotație. Imaginează-ți că trebuie să explici unui prieten sau unei prietene de ce se formează ziua și noaptea. Ar trebui să faci un experiment prin care să-l convingi. Cum vei proceda? Ce obiecte îți sunt necesare? Alege obiectele care crezi că sunt utile. De exemplu, alegem lanterna, pentru că avem nevoie de o sursă de lumină. Aceasta va fi soarele. Și alegem mărul, care va fi pământul. Avem nevoie și de un bețișor pentru frigărui din lemn. Prin acest bețișor vom trece mărul. Cum vom proceda? Citește următoarele întrebări pentru a alcătui un plan în mai multe etape. Care este scopul pentru care vei utiliza lampa sau lanterna? Unde vei poziționa sursa de lumină? De ce? Ce reprezintă sursa de lumină? Ce obiect sau cine va fi pământul? Ce mișcări vom face cu obiectul sau persoana care reprezintă pământul? Să știți că pământul poate fi un copil. Ce trebuie să urmărim? Cum cade lumina? Unde sunt zonele fără lumină? Ce constatăm? Ce vom face cu toate constatările? Un poster? Iată o sugestie de plan aplicat. Lanterna este o sursă de lumină și poate fi soarele. Voi pune lanterna în mijlocul camerei, pentru că soarele este în centrul sistemului solar. Pământul va fi mărul, care se va roti în jurul axei sale. Axa este bețișorul pentru frigărui. Urmărim cum cade lumina pe măr. În partea luminată este zi, iar în partea cu umbră va fi noapte. Răspundeți acum la următoarele întrebări. Ce s-ar întâmpla dacă Pământul s-ar învârti în jurul axei sale de rotație în 27 de ore? Desigur, ziua ar avea 27 de ore. Ce s-ar întâmpla dacă, în locul lunii, am avea un mic soare? Nu am avea noapte, copii. Animalele și oamenii ar avea de suferit. Răspundeți și voi, singuri sau în grup, la următoarele întrebări. Ce s-ar întâmpla dacă Pământul ar avea lumină și căldură proprie? Ce s-ar întâmpla dacă soarele nu ar mai încălzi planeta? La revedere, copii!